Jurnalele RTT. Știri la fix. S-a reluat calvarul circulației întreruptă de semafoare pe DN73 în Cristian și Reșnov. Drumarii s-au apucat de frezat drumul și de turnat mai multe straturi de asfalt. Șoferii blocați la semafoare în cost de sute de metri nu înțeleg de ce trebuie să treacă din nou prin această corvoadă pe un drum care a fost mai bine de un an în lucrări. Oficialii de la Drumuri și Poduri spun că intervențiile vor dura încă cel puțin două săptămâni. Nu e în regulă, stăm aici, consumăm benzină în căldura asta, dar ce să mai zicem, doamnă? N-avem ce face. Tot anul repară și tot rău e drumul. Deci, ce să face? Anul trecut, tot anul a ținut blocată circulația și acum a ieșit gropile în asfalt din nou. Și iar se lucrează. Da. Se fac aici cozi, aglomerații. Da, foarte mari. Cei mai afectați sunt șoferii care fac zilnic naveta prin Cristian și care sunt nevoiți să piardă ore întregi în trafic în fiecare zi. Stați mult la coadă. Da. De exemplu, din Brașov, ca să mergi până în Zărnești, îți trebuie o oră. Ce să vă mai spun? Lucrați aici, tranzitați zilnic? Da. Facem construcții metalice. Sperați să se termine lucrurile, nu? Păi a trecut un an. Și vă afectează afacerea? Afectează pentru că consumul de combustibil este mare. Este mai mult decât un euro un litru de combustibil. Și timpul. La noi timpul costă bani, cum zice englezul, my time is my money. Muncitorii estimează că vor termina lucrările abia în două săptămâni. Urmează stratul de legătură, stratul de uzură, dar în primă fază o să terminăm cu stratul de bază. Cât estimați că o să mai dureze aici în Cristian, partea asta? Nu știu să vă spun cu exactitate, să vedem, ne deplasăm greu pentru că trebuie să montăm țăruși de cotă, trebuie să dăm cote, nu corespund cotele care sunt pe teren cu cele din proiect. Și atunci o să dureze. Nu știu cu exactitate. Cu certitudine. Lucrarea de modernizare de la Cristian a început în 24 aprilie cu frezări pe toată raza localității. Muncitorii vor așterne în continuare un strat de bază, apoi un strat de binder și unul de uzură. Drumarii recomandă rute ocolitoare pentru cei care vor să evite statul în trafic din cauza lucrărilor. Din păcate, da, și va mai dura, pentru că, după cum bine știți, este un proiect amplu de modernizare care începe din județul Argeș și se finalizează în județul Brașov. Termenul de finalizare, conform contractului, este finalul anului 2019. Ca și recomandare, am putea să le recomandăm participanților la trafic care din păcate, trebuie să nevoiți să aștepte, poate să ocolească pe DN1, localitatea Ghimbaf-Codlea, Vulcan Zărnești și poate să-și continue drumul mai departe. După ce se vor termina lucrările și la Râșnov, unde s-a început frezarea, muncitorii vor intra pe zona Tohan, unde vor face inițial frezări, după care drumul va fi reparat cu strat de asfalt. Brașovenii sunt invitați să alerge pentru persoanele cu schizofrenie. Asociația de Servicii Sociale SCUT vrea să schimbe percepția despre acești bolnavi și a înscris proiectul Valoarea Diversității la un pas de schizofrenie printre cele 14 proiecte ale cursei cu obstacole Brașov Heroes din 10 iunie de la Lacul Nouă. Cu fondurile primite vor fi organizate diverse activități pentru persoanele care frecventează centrul de zi al asociației și vor avea loc ore de educație socială în 3 licee brașovene pe teme de sănătate mentală. Este doar una din activitățile pe care beneficiarii adulți cu dizabilități psihice le desfășoară la sediul asociației SCUT, care oferă servicii sociale și psihologice gratuite. Totul pentru a-i ajuta pe suferinți să se simtă acceptați și înțeleși cu adevărat de comunitate. Cei care au câțiva ani de când frecventează centrul resimt beneficiile. Aici lumea este foarte drăguță cu noi, ne înțelegem foarte bine cu toți, suntem ca o familie. Într-un fel, faptul că avem aceleași probleme sau asemănătoare ne ajută să ne înțelegem unii cu alții și să avem o empatie unii față de ceilalți. Lumea din jur este destul de răutăcioasă, dar încerc să nu o bag în seamă, pentru că fiecare om are calități și defecte și eu am calități și defecte și nu Dumnezeu ne-a creat cu perfecția așa cum suntem. O persoană diagnosticată cu schizofrenie nu deosebește realul de ireal, are halucinații, temeri nejustificate și paranoia. Schizofrenia este o boală mentală incurabilă, însă poate fi ținută sub control cu un tratament adecvat. Persoanele diagnosticate cu schizofrenie sunt însă adesea discriminate în societate din cauza prejudecăților. Există și există o foarte mare diferență. Cei care vin, de exemplu, la o evaluare inițială și vor să intre pe program, sunt într-o stare destul de gravă, aș spune eu, pentru că trăiesc acolo la limita dintre realitate și delir.
Cei care sunt la noi de atâta timp sunt funcționali, sunt stabili, cu foarte, foarte mici recăderi, dar au dezvoltat strategii de coping foarte frumoase, pentru că ei se duc acum singuri și rezolvă aceste probleme prin scurte internări, schimbarea tratamentului și așa mai departe. Asociația de Servicii Sociale SCUT a sprijinit anul trecut 28 de beneficiari cu probleme cronice de sănătate mentală și familiile acestora. Cheltuierile pentru fiecare astfel de persoană se ridică la 550 de lei lunar, din care statul a decontat anul trecut doar 175 de lei pe lună. Brașovenii sunt invitați să sprijine terapiile lor, susținând proiectul Valoarea Diversității la un pas de schizofrenie, cu care Asociația SCUT participă la cursa cu obstacole Brașov Heroes. Urmează într-adevăr un eveniment destul de mare și bănuiesc că toți din Brașov au auzit. Este vorba despre Brașov Heroes, unde anul acesta am aplicat și noi cu un proiect, spun eu, foarte frumos și de suflet, pentru că este prima oară când aducem în fața comunității problemele legate de persoanele diagnosticate cu schizofrenie. Este o realitate, ei sunt printre noi și au nevoie de ajutorul nostru. Dar nu putem face lucrurile astea singuri, singure, aici la SCUT. Avem nevoie de fiecare dintre voi. Asociația SCUT desfășoară și alte tipuri de servicii sociale adresate familiilor aflate în situații de dificultate, dar și copiilor și tinerilor din centrele de plasament sau care au părăsit sistemul de protecție. 14 sancțiuni în valoare de 2020 de lei și 18 puncte penalizare. Este bilanțul acțiunii de doar câteva ore desfășurate de echipajele de menținere a ordinii publice și rutieriștii de la poliția locală în zona gării. Oamenii legii au identificat și sancționat mai multe persoane venite la cerșii din împrejurimile Brașovului, care au fost ulterior îndreptate să se deplaseze către localitățile de domiciliu. Polițiștii locali au sancționat de asemenea oprirea, parcarea sau staționarea ilegală în sectoarele adiacente gării. Mai mulți șoferi grăbiți care staționau sau parcaseră în locuri în care aceste manevre sunt interzise au fost amendați de către polițiști, care au verificat și taximetriștii aflați în așteptarea clienților. Oamenii legii spun că acțiuni de acest fel vor continua în toată zona gării, inclusiv în bretelele de legătură cu Bulevardul Gării, Bulevardul Victoriei și spre Sala Sporturilor. Tinerii sunt tot mai greu de adus pe piața muncii. Salariul mic, chiar și pentru un muncitor calificat, și atracția muncii în străinătate îi fac pe tineri să plece în valuri peste hotare, astfel că angajatorii români nu au de unde să-și selecteze personalul. În fiecare an, Organizația Internațională a Muncii sărbătorește Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă. Campania din acest an vizează tinerii lucrători cu vârste între 18 și 24 de ani. Este foarte important ca tinerii să fie implicați în procesul muncii, pentru că eu cred că face parte din cultura lor, face parte din educația lor, din pregătirea profesională pe care o dobândesc, cel puțin din punct de vedere teoretic, în școli. Dar este important ca această implicare a lor în piața forței de muncă să nu se facă întâmplător și să fie respectate prevederile legale care vizează atât limita de vârstă. Nu putem să folosim copii la muncă, mă refer la tineri sub 15 ani, iar pe cei pe care îi primim în activitate trebuie, bineînțeles, să avem grijă să aibă un contract de muncă, să aibă instructajul necesar. Legislația muncii din România îi protejează pe tineri, dar tot mai puțin dintre ei vor să și muncească. Salariile mici, dezinteresul și mirajul unui trai mai bun în străinătate îi îndepărtează pe tineri de piața muncii românească. În ultimul timp, tot mai puțin tineri vor să intre pe piața forței de muncă din două motive. Lipsa educației adecvate pentru a lucra în producție și, doi, o salarizare destul de precară în România, care nu asigură un trai decent. Faptul că la angajare un tânăr calificat primește salariu minim pe economie, ceea ce înseamnă vreo 1.100 de lei, 1.150 de lei bani în mână, este un lucru trist, pentru că situația asta tinerii vor să plece afară unde câștigă mult mai bine. Și statisticile autorităților arată dezinteresul tinerilor. Din 500 de elevi din anii terminali intervievați dacă ar dori să muncească, surprinzător, 4 au răspuns că vor să se angajeze. Iar numărul tinerilor între 18 și 25 de ani care lucrează se învârte în jurul cifrei de 20%. Și aici mă refer la tinerii care nu au o altă formă de învățământ, deci care
stau și nu muncesc sau unii nu muncesc legal. Transporturile, industria constructoare de mașini și construcțiile industriale sunt domeniile cu cel mai mare deficit de personal din România. Sărbătoarea florilor revine la Bod. Pentru al doilea an, autoritățile locale readuc spectacolul de culoare și parfum Blumenfest sau Festivalul Florilor. În straie de sărbătoare, localnicii vor celebra primăvara și dragostea, așa cum o făcea cu zeci de ani în urmă comunitatea de Saș. Vor fi care alegorice, specialități culinare delicioase, fanfară, spectacole de folclor, obiceiuri și tradiții populare și multe, multe flori. Pentru că la Bod exista odată un pian considerat a fi unul dintre cele mai bune din țară, la Festivalul Florilor de anul acesta, organizatorii vor confecționa un pian din flori și multe alte care alegorice. Unul dintre acestea va avea ca temă centenarul Marii Uniri. O să-l marcăm printr-o butaforie care înseamnă harta României. Astăzi ne vom decide dacă facem harta României mari sau harta României, pe care o vom îmbrăca în flori. Va fi o butaforie de dimensiuni undeva la 15-3-4 metri. Avem un camion de epocă, care încă nu are 100 de ani ca să-l fi putut celebra așa la România 100, dar arată foarte bine și este funcțional. Avem în continuare partea de ansamblul folclorice, pentru că țin foarte mult la această multiculturalitate, sași, maghiari și români. Este pe partea de cap de afiș la nivel de artiști, este doamna Laura Lavric. Parada va porni duminică de la ora 11 din fața primăriei Bod și va traversa centrul localității. Alaiul va fi deschis de fanfara săsească Burzenlader Blas Capele, urmată de trăsura oficială a Blumenfest. Vor urma paradele porturilor populare românesc, maghiar și săsesc, specifice celor trei comunități din Transilvania. Alaiul va conduce publicul la locul evenimentului, unde sunt pregătite spectacole de folclor, tradiții populare, un târg de flori și o zonă de ospăți cu preparate delicioase. O să pregătim hancliș cu smântână, deci un fel de plăcintă cu smântână, la cuptorul cu lemne și sper să prindă cât mai mulți. Nu știu dacă o să ajungă la toți, că capacitatea cuptorului nu permite să fac chiar cantități industriale. Și pe lângă hancliș o să mai ofim și baumștrițel, un fel de cozonac trunchi de copac. Este asemănător cu chiurtoșul, dar este mult mai mare și rețeta diferă un pic. E mai bună. Pe modelul festivalului Gloria Domini, reprezentanții Agenției Metropolitane își propun ca de anul viitor să existe un program cultural comun pentru localitățile din Țara Bârsei. La cererea primarilor din comunitățile din zona metropolitană, din Țara Bârsei, vom pregăti încă de anul acesta și vom implementa de anul viitor festivitățile localităților cu formații artistice și cu membrii ai vieții culturale din toate comunitățile din Țara Bârsei, care să meargă în fiecare localitate cu ocazia acestor sărbători, astfel încât să avem o comuniune culturală și să avem un mesaj legat și comun pe ceea ce înseamnă formații artistice și viața culturală la nivelul Țării Bârsei. La Bod mai trăiesc în prezent doar 20 de sași față de aproximativ 600 câți erau în 1990. Potecă special creată pentru ca nevăzătorii să deosebească diferitele specii de arbori. Este unul din rezultatele unui proiect desfășurat de Agenția Metropolitană Brașov împreună cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Alutus din Covasna. Proiectul urmărește să accesibilizeze 9 specii de arbori pentru persoanele cu deficiențe de vedere. În fața Direcției de Tineret și Sport de pe Alea Tiberiu Bredicianu va fi creată o potecă de-a lungul căreia nevăzătorii se pot plimba și afla informații despre diverse specii. Vom avea o potecă tematică cu principalele specii de arbori adăpostite de rezervația naturală Muntele Tâmpa, în care nevăzătorii pot pipăi scoarța sau alte elemente morfologice ale arborelui și vom avea o mică descriere al acestuia în limbaj tactil braille. Poteca va avea și limbaj lizibil pentru publicul larg, astfel încât informația este pentru ambele categorii de public, dacă le pot numi așa, iar pentru publicul larg vor fi și alte evenimente, în special în jurul datei de 22 mai, pentru a marca ziua biodiversității.
În cadrul aceluiași proiect, studenții Facultății de Alimentație și Turism vor fi timp de 2 săptămâni ghizi pentru cei care doresc să afle mai multe despre speciile de copaci, plante și animale din area protejată Muntele Tâmpa. Criminalul din Noua se află la Spitalul Penitenciar Jilava pentru efectuarea expertizei psihiatrice. Medicii vor să stabilească dacă Florin Mircea Buliga a avut sau nu discernământ în 26 martie când și-a măcelărit familia, soția și cei doi copii. La începutul lunii aprilie s-au primit primele rezultate ale expertizei toxicologice, potrivit căreia ucigașul avea în sânge o substanță prezentă la consumatorii de cannabis în momentul comiterii triplei crime. Anchetatorii au găsit și jurnalele bărbatului care arată că Florin Buliga avea gânduri negre cu 3 săptămâni înainte de comiterea crimelor. În telefonul său, procurorii au găsit și fotografii de tip selfie făcute de criminal după ce și-a înjunghiat mortal soția și cei doi copii. Aflat în arest la Brașov, Florin Mircea Buliga ar fi încercat zilele trecute să-și pună capăt zilelor într-o tentativă de a-și tăia venele cu un cuțit. Corona Sportul Studențesc întâlnește vineri CSM Digi Oradea în cea de-a treia confruntare din semifinalele Superligii Naționale la Polo. Oradenii au câștigat primele 2 meciuri ale seriei, care se decide în sistemul cel mai bun din cele 5 dueluri, cu scorurile de 11 la 5 și 10 la 9. Dacă brașovenii se vor impune mâine, meciul cu numărul 4 va avea loc sâmbătă tot la Brașov. Și juniorii 3 de la Corona încearcă să se califice la turneul final al campionatului național în returul cu AMF Arad, după ce au învins în meciul tur cu 12 la 2. Partida numărul 3 dintre Corona, Sportul Studențesc și CSM Digi Oradea este programată vineri de la ora 17:30 la Bazinul Olimpic. Handbalistele de la Corona Brașov joacă mâine de la ora 20 în deplasare cu Dunărea Brăila în runda 23-a a Ligii Naționale de Handbal Feminin. În condițiile în care cele două echipe sunt vecine de clasament, cu Corona pe locul 8 cu 33 de puncte, urmată de Dunărea Brăila cu 30 de puncte, meciul nu pare să poată să aducă mari schimbări în configurația clasamentului. În ultimele 2 etape ale sezonului, Corona va juca la Craiova pe 10 mai și acasă cu CSM Bistrița pe 19 mai.